Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi și frumoase campanii dedicate femeii, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald de vorbă cu femeia din tine. Înainte de a începe discuția noastră, aș vrea să le urez o primăvară frumoasă, o primăvară minunată. Invitatelor mele de astăzi, două doamne foarte dragi mie. Este vorba despre Miruna Vlada, scriitoare, și Luisa Neag, senior editor Herald, colega mea. Și am ales ca subiect pentru ediția de astăzi a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise, cartea În apărarea drepturilor femeii de Mary Wollstonecraft, o carte publicată în colecția Cogito. Și așa cum vă spuneam, face parte din campania de vorbă cu femeia din tine. Aș începe discuția noastră pornind de la un citat al lui Mary Wollstonecraft. Sper ca femeile să mă scuze dacă le tratez ca pe niște ființe raționale, în loc să le admir farmecul fascinant, tratându-le ca și cum ar fi într-o stare de copilărie eternă, incapabile să se bazeze pe ele însele. Doresc în cel mai sincer mod să precizez în ce constă adevărata demnitate și fericire a omului. Vreau să determin femeile să-și dorească dobândirea de putere fizică, dar și mentală, și să le convin că vorbele dulci, sentimentele delicate, sensibilitatea inimii și gusturile rafinate sunt aproape sinonime cu slăbiciunea. Eu aș numi o vulnerabilitate. Iar acele ființe care transmit doar milă și o iubire de acest mod, de acest fel, care înseamnă același lucru, vor ajunge în curând demne de dispreț. Cine începe? Cine sparge gheața? O să o fac eu. Bună Miruna. ziua! Luiza, abia aștept să cumva, probabil, prin intervenția mea, să te provoc și pe tine și să te aud și pe tine. Mulțumesc de invitație și mulțumesc că în luna dedicată drepturilor femeilor discutăm despre această carte, care este o piatră de temelie. O piatră de temelie a lumii în care trăim astăzi, în 2021, care ne face să vedem cât de mult s-a luptat ca să obținem aceste drepturi, dar în același timp ne face să vedem și cât de multe am obținut de pe vremea lui Mary, de la finalul secolului XVIII până în zilele noastre. Și ce este absolut extraordinar la această carte, noi am mai tot povestit despre ea și chiar mă bucur extrem de mult și vreau să felicit editura Herald că a adus din nou pe piață și în discuție și în actualitate acest volum, care sigur e un volum de istorie, dacă îl putem numi așa, un volum ajuns canonic prin conținutul său. Aș vrea să invit publicul să răsfoiască această carte, să o citească, tocmai pentru a vedea cât este de proaspătă, tocmai pentru a vedea câtă ironie, cât umor are Mary Wollstonecraft și, dincolo de, sigur, radicalismul anumitor idei, care încă șifonează anumite ogoli, încă deranjează puțin, ea nu este cu mănuși nici față de femei, femeile epocii pe care le critica din anumite puncte de vedere, totuși să nu ne ascundem după deget. Ea era foarte sarcastică legat de chiar prietene de ale ei și femei din înalta societate a Marii Britanii, aristocratele britanice ale acelor vremuri, care erau niște închipuite și care pozau într-un ideal feminin prescris, desigur, de bărbați. Și atunci ea atacă tocmai aceste stereotipuri. Și în același timp, dincolo de acest radicalism, asta vreau să subliniez, ea este o umanistă. Și cred că acesta ar trebui să fie mesajul feminismului mai ușor digerabil, dacă îl putem numi așa, pentru că există diferite tipuri de feminism. Există câteva elemente de feminism radical, chiar și la Mary Wollstonecraft, cum există și în zilele noastre, dar dincolo de orice, feminismul este o ramură a umanismului. Se luptă pentru niște drepturi universale și pentru a
concepe bunăstarea femeii ca fiind un beneficiu al întregii societăți. Și eu cred că răsfoind această carte, ne dăm seama că întotdeauna ideile de eliberare a femeii au venit împreună cu ideile umaniste. Niciodată nu și-au dorit, nu știu, suprimarea bărbaților, discriminarea bărbaților, răzbunarea pe bărbați. Nu ai să găsești așa ceva în mesajul lui Mary și, de fapt, cred în mesajul niciunei feministe autentice. Da, eu stau și mă întreb, uitându-mă așa pe ce, pentru ce lupta Mary și la ce s-a ajuns în zilele noastre, stau să mă întreb filozofic așa, dacă aș putea îndrăzni cu mintea mea de femeie, așa, care sunt cauzele până la urmă pentru care femeia este așa cum este, adică ce Mary a susținut foarte mult inegalitatea femeilor față de bărbați în contextul societății care era atunci. Totuși, lucrurile pe care le critică ea la femeile din vremea respectivă, mă tem că într-o măsură destul de mare au rămas valabile și în zilele noastre și chiar unele dintre ele s-au, datorită, să zicem că, uite, societatea noastră este mult mai democratică, mult mai permisivă, dar asta înseamnă că există o deschidere pentru ca fiecare să-și urmărească în mod cât mai liber propriile interese. Ceea ce înseamnă că dacă cineva, de exemplu, manifestă o slăbiciune, acea slăbiciune este îmbrățișată imediat de către cineva și se vine în întâmpinarea ei, eventual, sau de cele mai multe ori, printr-o ofertă comercială. Ok, femeile sunt sensibile la modul în care arată. Sunt obsedate de găteli și de nu știu ce. Nicio problemă. Le venim în întâmpinare cu o industrie de genul acesta. Și, cum să zic, câștigă toată lumea. Dar, adică, cum să spun, femeia, să zicem, am putea, dacă am înființat, să zicem, un alt feminism contemporan, am putea să spunem că femeia este dominată în alt mod decât atunci și îi se exploatează cumva slăbiciunile în alt fel. Până la urmă, nu știu dacă nu cumva situația pe care o descrie Mary se datora pur și simplu modului în care era alcătuită societatea în acele vremuri. Și nu neapărat, pentru că femeia, ok, i s-a oferit dreptul să, ea zice la un moment dat, e aici un citat care m-a impresionat pe mine, de exemplu, să râzi de ele sau să ridiculizezi nerozia unei ființe ce nu are niciodată voie să acționeze liber, călăuzită de propria rațiune, este pe cât de crud, pe atât de absurd, căci este firesc și precis ca persoanele care sunt învățate să se supună orbește autorității, vor încerca prin viclenie să scape de aceasta. Mă rog, le acuză pe femeile din vremea ei că erau, că în afară de această înclinație către podoabe și aspectul exterior, că erau viclene și manipulative, că n-aveau încotro. Dar ce să și că, mă rog, și multe alte slăbiciuni pe care le accentuează ea, din cauza faptului că ele nu erau lăsate libere și nu li se cultiva dorința de a deveni cât mai, nu știu, inteligente, cât mai raționale, că nu erau, că li se înăbușa această pornire pe care ele poate că ar fi avut-o dacă nu. Ei, și ok, acum, de exemplu, femeile au dreptul de a se educa în mod egal cu bărbații și totuși continuă să aibă tendințele lor naturale către aspectul, cultivarea aspectului către o anumită manipulare, către, deci nu știu dacă problema era neapărat că nu erau lăsate, ci
Poate că face dacă parte pot să intervin și eu. Te rog, te rog, da. Aici, pentru că, evident, poate apoi vine ideea unei alte întrebări și am zis doar să marchez aici. Mi se pare interesant ce spui și cred că este adevărat. Pare așa o critică ușor marxistă asupra societății de consum și asupra societății capitaliste și trebuie totuși să subliniem că vorbim aici, dacă vrei să intrăm în observația asta politică și anume că slăbiciunile umane sunt, practic se face bani din... Se monetizează toate slăbiciunile. Asta este o observație despre societatea de consum, care sigur a început odată cu școala de la Frankfurt și odată cu gânditorii neomarxiști ai anilor 70-80, dar este uman. Ana, da? Deci se exploatează slăbiciunile copiilor, da? Ai văzut, dacă mergeți într-un parc, se vede în primele 5 secunde apar beculețe și oferte și copiii reacționează la ele, sunt stimulați imediat să își dorească să li se cumpere ceva. Bărbaților, sigur, a durat un pic mai mult pentru că publicitarii și cei care dominau industriile astea erau bărbați și își vedeau mai degrabă ca și cobai, îi vedeau pe ceilalți, dar... Uitați-vă la persoanele vârstnice, femei sau bărbați, care devin targetul unor campanii, nu știu, ale farmaciilor și așa mai departe. Deci eu nu aș vedea asta ca fiind o problemă în fața cărora femeile sunt mai vulnerabile. Este un element nu, de natură. Dar n-am vrut să zic asta, am vrut să zic doar că dacă e să le exploatăm pe femei, putem să le exploatăm și altfel, nu doar prin dominație masculină, iată, prin dominație comercială. Sigur, sigur, de asta zic. Observația ta cumva intră în zona feminismului radical, care este și un feminist de stânga și îți dau dreptate, dar asta nu cred că spune ceva despre natura feminină. Ai spus la un moment dat asta și vreau să corectez. Eu n-aș spune că natura feminină e una de a fi mai, nu știu, sensibilă la cum arată și așa mai departe. Natura feminină ține de gene, de mediul educațional și societal și de alegerile individuale. Aceste trei elemente compun ceea ce devine o femeie. Și atunci cred că e bine să vorbim despre importanța tuturor acestor factori, nu doar datele individuale, nici doar datele strict ale mediului, nu putem da vina numai pe mediul în care creștem, la fel cum nu putem da vina nici numai pe gen. Da? E o combinație între cele trei, eu așa aș vedea lucrurile. Cât de actuală da. Este Mary Wollstonecraft și mai ales cartea ei, dacă o putem numi un soi de precursoare a feminismului și a ceea ce înseamnă emanciparea drepturilor femei în ultimii, să spunem, 30, 40, 50 de ani. Luiza, dacă vrei tu să... Miruna, te las pe tine. Să mai facem un schimb. Te las pe tine că cred că ești stăpânești mult mai bine răspunsul la întrebarea asta. Nu, eu aș vrea să și să remediem de la bun început. Eu sunt, bun, scriitoare, am fost catalogată ca fiind scriitoare feministă, avem 17 ani când am publicat poeme extrauterine și cred că când aude cineva de uter zice, a, gata, asta e sigur, e feministă. Eu trebuie subliniat că totuși eram elevă de liceu, nu avusesem acces la lecturi feministe. Ulterior, sigur, am făcut SNSPA și am avut o profesoară pe doamna Mihaela Miroiu, care cu mintea ei de femeie, cum ai folosit și tu titlul cărții ei, a pus bazele gândirii filozofice feministe românești, dar n-aș putea să spun că sunt o feministă practicantă, dacă e să facem o distinție, în sensul că nu lucrez pentru un ONG, nu lucrez explicit pentru binele femeilor. Asta aș vedea eu o feministă practicantă. Sunt o persoană care, sigur, are lecturi feministe, în ceea ce scrie are reflexe feministe, dar nimic mai mult. Deci nu vreau să mă arog sub nicio formă alt rol. Pur și simplu împărtășesc o opinie, dar sunt multe alte feministe din România care ar fi mai îndreptățite să vorbească despre asta. Dar, strict ca femeie cititoare intelectuală, da, care s-a hrănit din Mary Wollstonecraft, să spunem așa, eu în liceu am citit-o în limba engleză prima dată la ora de engleză și ulterior și mai profund la facultate. Eu cred că ea este foarte actuală și stau și mă gândesc mai ales și în societățile occidentale, pentru că, așa cum spuneam, ea rămâne radicală în sensul că anumite drepturi sau anumite elemente despre care vorbește încă le observăm că nu sunt respectate în toate societățile și din acest punct de vedere rămâne actuală. Asta, de fapt, este testul valorii unui gânditor și al unui scriitor. O
cred că asta se întâmplă și voi aveți această colecție extraordinară cu filozofi clasici, să spunem așa, care rămân evergreen, da? Care rămân mereu actuali. Ăsta este testul gândirii de valoare, dacă e să spunem așa. Ea nu este ancorată strict, contextual, evenimențial, ea este o gândire universală. Și la Mary acest lucru cred că este foarte, foarte valabil. Poate doar anumite exemple pe care le dă, strict legate de societatea acelor vremuri, să fie puțin ciudate pentru cititorul actual. În rest, mie îmi dă senzația asta de prospețime, iar când fac acest test, chiar de curând am pus pe pagina mea de Facebook un citat al ei, fără să menționez exact anul, și am avut reacții foarte multe din partea prietenilor, nu se poate. Chestia asta a fost scrisă la 1793, da. Ea spune acolo că femeile nu au nevoie de putere împotriva bărbaților. Femeile au nevoie de putere pentru ele însele. Da, power over themselves, not over men, cum era în original în engleză. Ceea ce este un citat feminist care ți se pare de o contemporaneitate extraordinară, nu de la finalul secolului XVIII. Deci, clar a trecut testul timpului, dar din alt punct de vedere, hai să ne gândim la societățile arabe, să spunem, deci conservatoare, musulmane, unde statutul femeii, să zicem, este încuiat, capturat în gândirea religioasă conservatoare care domină societățile, mai ales cele autocratice, din Orientul Mijlociu, există și un feminism musulman, da? Cu siguranță. Însă Mary Wollstonecraft pare încă extrem de inovatoare pentru, dacă e să o punem într-un context al acestor țări, să zicem, unde știm că de curând în Arabia Saudită femeile n-aveau voie nici să-și ia permisul auto, da? Deci vorbim de o restricționare a drepturilor lor, să zicem așa, de bază, nu doar restrângerea dreptului la educație, da? Știm bine că tot în societățile arabe mărturia unei femei în instanță nu era luată în considerare ca a unui individ, era considerată jumate, deci trebuiau să depună mărturie două femei ca să fie considerată o mărturie ca unui bărbat. Adică elemente, cum să spun, de discriminare structurală. Și asta mi se pare interesant. Dacă o pui pe Mary Wollstonecraft în cadrul acestor societăți și ideile ei ar iarăși să aibă puterea de a fi un îndrumar. Și nu mă pricep la zona feminismului musulman, avem și noi câteva teoreticiene în România pe acest subiect, dar eu cred că multe dintre ele și în multe state autocratice pot fi influențate de ideile lui Mary din această carte. Discursul tău este absolut foarte bine conturat și foarte bine orientat. Eu nu sunt atât de, nu știu, poate nu sunt nici atât de în temă ca tine, sau nu mi-am pus problema în perspectiva asta. Eu doar observam, citind-o pe Mary, adică încercam să... Bineînțeles că încercam să înțeleg care este problema, de fapt. Pentru că, într-adevăr, ea este foarte actuală și astăzi și cred că este ceva la care m-am mai gândit, și anume că aceste mesaje care rămân perene nu se referă neapărat la situații sociale și politice și așa, cât se referă la specificul condiției umane. Pentru că Mary vorbește la un moment dat despre drepturile omului în general, nu neapărat despre drepturile femeii. Pentru că, totuși, chiar dacă femeii s-a refuzat acest statut, totuși ea este o ființă umană. Și dacă o urmărim de-a lungul istoriei, au existat societăți în care femeia a fost privită chiar egală cu bărbatul și în care nu i s-au negat niciun fel de drept. Mă gândesc la femeile spartane care erau educate, fetele spartane care erau educate împreună cu băieții și chiar făceau antrenamente în pielea goală și care nu li se refuza niciun fel de drept aparent. Sau
în joc religia, mai ales religiile monoteiste, și au început da, să da, taie da. cartofii. Apropo de ce spuneai tu mai devreme cu femeia în lumea arabă, aici clar e vorba despre religie. Deci diferențele acestea cutremurătoare au la bază religia. Și chiar și în utopia lui Platon, în statul utopic al lui Platon, femeile nu erau excluse din discuție deloc. Cel puțin în spațiul nostru occidental, nu știu, poate că într-adevăr ceea ce le-a făcut să fie, nu știu, oare este religia? Habar n-am. Nu știu, de ce sunt, ce a făcut ca ele să fie, să ajungă, să fie necesar să se lupte pentru drepturile lor atât de aprig până la urmă? Stau și mă întreb. Eu cred că este un soi de, hai să-i spunem, o formă de fanatism sau de excentricitate sau un lucru dus la extrem în ceea ce privește religia, pentru că până la urmă și deciziile, dacă ne uităm la tradiția iudaică, dacă ne uităm la chiar și tradiția musulmană pe care ați invocat-o puțin mai devreme, hai să ne gândim, de exemplu, chiar ieri discutam într-un material, într-un interviu, despre, cu colega noastră, Andreea Tincea, despre zona aceasta creștin-ortodoxă și cumva cu referire, de exemplu, la muntele Athos și la interdicția pe care acolo o au femeile. Deci, iată, exact ce spunea și Miruna puțin mai devreme, apropo de religie ca un soi de cauză sau de posibilă cauza acestei discriminări. Sunt trei religii monoteiste, cele mari trei religii sau tradiții spirituale abrahamice, unde se pare că drepturile sunt ale bărbaților și că cumva ei fac legea, să spunem, și în zona aceasta a dogmatismului religios, poate a ritualurilor religioase. Și e foarte interesant ce spui aici, Sorin, pentru că, într-adevăr, eu cred că asta a fost, religiile monoteiste au ajuns la un tip de instituționalizare a spiritualității pe care cele politeiste n-aveau cum să o atingă, tocmai pentru că nu aparținea spiritului lor. Și dacă e să ne raportăm la ce tocmai a spus Luiza, la faptul că Mary vorbește despre femei ca despre ființe raționale umane, da? Deci nu merge pe această distincție extrem de riguroasă a diferențelor între femeie și bărbat, iar aceste diferențe, să zicem, fizice și psihice, să se reflecte și în rolurile diferite pe care trebuie să le aibă în societate. Ori, această distincție este foarte prezentă în religiile monoteiste. Eu, iarăși, nu am studii teologice aprofundate, dar aș spune că mi-a venit spontan această asociere. Cumva, dacă folosim diferența între femei și bărbați, diferențele ca și justificare a diferențelor între roluri, pentru că asta spune religia, da? Femeia este diferită de bărbat, de aceea femeia nu poate să facă anumite activități, trebuie să le facă bărbatul. Femeia dă naștere și atunci ea trebuie să se îngrijească de copil, bărbatul trebuie să aibă alte roluri și așa mai departe. De unde o foarte strictă delimitare a activităților, ceea ce ține captive ambele genuri, sigur. Da? Dincolo de faptul că această distinție extrem de rigidă este o formă de control. Da? Este o formă de organizare, exact, și de instituționalizare, cumva, dacă am vrea să o luăm așa, foarte eficientă. Explicăm femeii că menirea ei să facă doar asta și bărbatului că el trebuie să facă doar asta. Ceea ce, desigur, ne duce și către o justificare a abuzurilor. Da? Pentru că atunci când controlul este foarte mare, apar inevitabil și abuzurile. Ori eu cred că feminismul și gânditoare ca Mary Wollstonecraft au apărut pe acest fond al abuzurilor și al drepturilor restrânse și justificate
Atenție! Întotdeauna o să găsim persoane care găsesc tot felul de justificări raționale pentru restrângerea drepturilor. Ori exact asta este definiția sistemelor de gândire totalitariste. Da? Ori, într-un anume sens, acest fanatism religios și o religie incapabilă să se adapteze vremurilor rămâne blocată într-o formă de totalitarism al gândirii, aș spune eu. Pentru că hai să ne uităm așa, toate regimurile autocrate și totalitariste asta fac, atribuie roluri. Nimeni n-are voie să iasă din rolul lui. Este fundamental ca fiecare să-și vadă de rolul lui. Dacă ai ieșit din rolul tău sau dacă gândești cu capul tău, ești imediat penalizat, sancționat. Cum era și în perioada comunistă, da? Dacă ieșai din linia partidului, erai sancționat. Ori, asta fac și religiile, da? Cu întreaga mitologizare a păcatului și a pedepselor care îți vin dacă ieși din grila care ți este prescrisă. Ori trebuie să înțelegem că odată cu modernitatea, odată cu fizica newtoniană și ulterior, sigur, avansarea tehnologiei, o astfel de gândire îngrădită nu mai este posibilă. Prin urmare, restrângerea drepturilor femeilor sau oricărei alte categorii sociale nu mai poate fi justificată, cum era de altfel justificată pe vremea lui Mary Wollstonecraft. Mi-a venit în minte încă o posibilă cauză apropo de femeile din vremea lui Mary Wollstonecraft. Cred că era relevant și statutul social, pentru că tot în perioada respectivă, de exemplu, o Ecaterina cea Mare în Rusia avea cu totul o altă putere și o altă ca femeie. O femeie care avea, vorba aceea, drept de decizie asupra unei națiuni întregi și care era departe de a avea, adică nu știu, care poate că într-un fel a întruchipat un ideal de ființă care să pună la oaltă atât calități feminine cât și calități masculine și să arate că da, se poate. Dar un motiv foarte puternic pentru care femeile au fost neglijate și puse într-o lumină inferioară, este și faptul că puterea, efectiv, puterea socială era deținută de bărbați. Adică câtă vreme în societate femeile nu au reușit să își facă ascultată vocea, dacă nu erau, nu proveneau dintr-o familie, dacă nu aveau din start niște mijloace și dacă nu făceau dovada unor calități care să fie comune cu bărbații, practic n-aveau nicio șansă. Și poate că... Aici voiam și eu să adaug, Luiza, ai mare dreptate, legat de feminismul radical, ceea ce în zilele noastre, așa numitul feminism intersecțional, tot de stânga, vine și critică la feminismul occidental, feminism în principiu liberal, este că tocmai avem femei albe, privilegiate, educate, studiate la Harvard, din familii foarte bune, care vin ele și spun, stați să vedeți ce vor femeile. Ori ele contestă legitimitatea acestor femei de a vorbi în numele femeilor, pentru că întrebarea e, numele cui vorbești tu? Tu ești o privilegiată, la fel ca bărbații despre care tu discuți. Ce facem cu femeile de culoare, cu femeile din mediul rural, cu femeile needucate, cu femeile transgender sau, în fine, cu alte identități sexuale? Cum îți permiți tu, ca femeie, sigur, heterosexuală, albă, privilegiată, să vorbești în numele lor? Da? Și vedem că în zilele noastre dezbaterea a ajuns către alte tipuri de discuții. Chiar feministele liberale sunt contestate ca fiind la fel de ipocrite ca bărbații, pentru că își permit să ia asupra lor problemele unor alte femei care într-adevăr n-au voce. Da? Deci noi vorbim aici despre o femeie care nu termină 4 clase, să spunem așa, care nu are asigurare medicală, care trăiește exclusiv din ajutoare sociale sau din de pe urma soțului și este permanent dependentă financiar de acesta, procente care sunt
tot mai mari, atât în Statele Unite cât și în Europa, da? Femeile din zonele de migranți, femeile de culoare, femeile latinos și așa mai departe. În numele lor cine vorbește? Și asta deja e o altă discuție, dar și legat de aceste teme, cred că Mary rămâne la fel de valabilă, tocmai pentru că ea vorbește despre universalitatea unor drepturi, nu despre doar dreptul anumitor femei. Asta voiam să zic, că se pare că vocea lui Mary are o voce mai puternică decât a unora dintre femeile din ziua de azi. Adică rămâne actuală pentru că sunt încă destule femei în ziua de azi care nu se bucură de drepturile lor nici măcar cât se bucura Mary pe vremea ei, să zicem. Și foarte bine, într-adevăr, a punctat un lucru extrem de important, ce a punctat puțin mai devreme Miruna. Și în timp ce vorbeam, mă gândeam la exemplu dat ceva mai devreme la societățile din lumea musulmană. Da? Și iarăși m-a dus gândul la femeile din satele din Africa. Da? Deci exact despre asta este vorba. Feministele aceste liberale din Occident nu pot în mod obiectiv să lupte pentru drepturile lor pentru că nu au instrumentele respective. Și ne întoarcem la care e instrumentul de bază? Accesul la educație. Da? O bursă dată pentru a termina facultatea unei fete dintr-un mediu defavorizat valorează cât 10 burse ale unor fete, să zicem așa, din clasa de mijloc. Pentru că acea fată întoarsă în comunitatea ei poate îmbunătăți extrem de mult viața altor femei. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre cartea În apărarea drepturilor femei de Mary Wollstonecraft, o carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald, în cadrul campaniei De vorbă cu femeia din tine. Au fost alături de noi Miruna Vlada, scriitoare, Luisa Neag, senior editor Herald, și le mulțumesc cu recunoștință pentru această interesantă discuție pe marginea feminismului și pe marginea drepturilor femei, cât de actuală este această autoare, această scriitoare, Mary Wollstonecraft. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. Mulțumesc din suflet, dragilor! Vă mulțumim! La revedere! Mulțumim și noi! La revedere!